O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară. Istoria ca știință este o construcție. Arhitectura acesteia este mai mult decât o estetică a goticului, spre exemplu, deși contemplarea este și ea o formă a cunoașterii înscrisă într-un perimetru de timp al umanității. Cercetarea evoluției omului de la apariție și până în prezent este obiectul acestei științe, iar cei ce o practică sunt istoricii. Metoda sau istoriografia, adică istoria scrierii istoriei, este partea vie, organele acestei vietăți fiind tocmai sursele ce o întrupează. Tehnicile, îndrumările prin care istoricii folosesc sursele primare, dovezile empirice sau arheologice pentru cercetare și scriere a istoriei, adică relatarea trecutului, întrebările despre natura și metoda istorică sunt subiectul filozofiei istoriei. Abordarea critică a surselor, evaluarea informațiilor cu stipulări multiple de-a lungul anilor, ale principiilor de bază au fost formulate de către Olde Jorgensen, 1998, și Thorsten Thüren, 1997, a căror listă cuprinde următoarele observații. Sursele umane pot fi dovezile fizice, rămășițe trupești, relicve, cum ar fi amprentele sau narațiuni, cum ar fi o scrisoare sau o declarație. Rămășițele trupești, relicvele, sunt mai credibile decât narațiunile. Orice sursă dată poate să fi fost falsificată sau coruptă. Indicații puternice asupra păstrării sursei în formă originală sporesc încrederea pe care o putem avea în ea. Cu cât o sursă este mai apropiată de evenimentul pe care pretinde că îl relatează, cu atât mai multă încredere putem avea în ea că descrie corect istoric ceea ce s-a întâmplat. Un martor ocular este mai credibil decât o mărturie la mâna a doua, care este mai credibilă decât mărturia unor persoane care au auzit de la mărturii și mai îndepărtate și așa mai departe. Dacă un număr de surse independente conțin același mesaj, credibilitatea mesajului sporește puternic. Tendința unei surse este motivația ei de a produce o anumită părtinire. Astfel de tendințe trebuie minimizate sau suplimentate cu motivații contrare. Dacă se poate dovedi că un martor sau o sursă nu au un interes direct în a crea părtinire, credibilitatea mesajului crește, etc. Mă opresc aici din definirea științei istoriei, deși nu am amintit de mărturire oculare și lista lui Robert Schaeffer, de tradiția orală, sursele anonime, sinteza și raționamentul istoric, raționamentul statistic, și închei preambulul acestei emisiuni cu o mențiune. Istoria războiului dintre Atena și Sparta, războiul peloponeziac, din a doua jumătate a secolului V înainte de Hristos, scrisă de Tucidide, este capodopera istoriografiei antice, autorul fiind considerat părintele istoriei științifice. O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Mircea Șerban și vă mulțumesc că ați sosit la întâlnirea cu emisiunea JAF Asistat din seara aceasta, care are titlul Nevoia de istorie.
Invitatul meu este istoricul și scriitorul Alex Mihai Stoienescu. Născut la 2 octombrie 1953 în București, într-o familie de intelectuali. În anul 1978 a absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din București. Lista lucrărilor publicate de domnul Alex Mihai Stoienescu este următoarea. Armata, Mareșalul și Evrei, editura RAO, 1998 și 2010, două ediții așadar. Istoria loviturilor de stat, volumele 1-4, trei ediții, RAO, între 2001 și 2006. Dinastia Brătianu, 2002, RAO. Interviuri despre Revoluție, 2004-2012, două ediții așadar, editura RAO. Afacerea Carol, Intrigi și Iubiri, 2004, editura Lumea Magazin. Din culisele luptei pentru putere, 1989-1990, prima guvernare Petre Roman, două ediții RAO, 2006-2007, de la regimul comunist la regimul Iliescu, Virgil Măgureanu în dialog cu Alex Mihai Stoienescu, 2008-2009, editura RAO, România postcomunistă, 1989-1991, RAO, 2008. În sfârșit, adevărul, generalul Victor Atanasie Stănculescu în dialog cu Alex Mihai Stoienescu, 2009, editura RAO. Cronologia evenimentelor din decembrie 1989, editura RAO, 2009. Istoria Olteniei, 2001, RAO. Introducere în studiul istoriei, tratat de istoriografie, volumul 1, editura RAO, 2013. Mari Olteni, editura RAO, 2014. Țiganii din Europa și din România, RAO 2015. Titlurile de beletristică semnate Alex Mihai Stoienescu sunt Drumul Olandei 1991, Câinii regăsiți 1992, Patimile Sfântului Tomaso d'Aquino 1995, Misiunea Dominicană 1997, Noaptea Incendiului 2000. Editurile nu au fost specificate. O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară. Bună seara, domnule Alex Mihai Stoienescu, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. De 7 ani nu am mai comunicat cu dumneavoastră și iată, au trecut aproape 9 ani de când nu ați mai publicat. Wow! Bănuiesc că scrieți ceva extrem de special sau sunteți interzis. Nu fac apropo la lustrație, mă interesează exclusiv activitatea domniei voastre ca istoric, dar remarc și preocuparea dumneavoastră pentru beletristică. Sunteți așadar un bărbat sensibil. Vă rog, domnule Stoienescu. Vă aud. Ne auzim. Bun, perfect. Am făcut introducerea, n-am să o mai repet, doar vreau să vă pun întrebările așa cum sunt ele în sinopsis. Am spus că nu fac apropo la lustrație, mă interesează exclusiv activitatea domniei voastre ca istoric, dar am remarcat și preocuparea pentru beletristică. Și acum vin întrebările. Sunteți așadar un bărbat sensibil. Chiar sunteți antisemit? Poate fi un istoric calificat drept rasist? Domnul Șerban, în primul rând nu e vorba de nicio lustrație. Eu de câțiva ani de zile m-am retras din viața publică benevol și m-am dedicat cercetării științifice în domeniul istoriei, publicând în toți acești ultimi ani primul tratat de istoriografie generală din România. L-am pomenit. Sub egida Academiei. Iar în 2019 o lucrare, un tratat considerat fundamental de istorie recentă, România în perioada administrației Emil Constantinescu, foarte bine primit de presa critică și oricum de Academia Română, fiind prefațat cu o prefață lungă, foarte consistentă, președintelui Academiei, domnul academician Ion Gian Aurelbom. Deci m-am dedicat acestei munci de specialist în istoriografie și de curând
a fost publicat tratatul Academiei de Istoriografie Românească, la care sunt coautor, ceea ce spune, cred eu, totul. Ce privește antisemitismul, domnul Șerban, eu nu sunt antisemit, n-am avut niciodată acest sentiment de ostilitate sau măcar de aversiune față de comunitatea evreiască sau față de un evreu anume. Așa cum am și povestit într-o carte de amintiri, eu am trăit în cartierul Făcărești din București, într-un cartier cu mulți evrei, prieteni evrei, cunosc bine viața lor și le cunosc și foarte bine istoria și de aceea am căutat să, în studiile mele să analizez acest subiect într-adevăr foarte complicat, care este chestiunea evrească în România și fenomenul antisemit din punct de vedere strict științific și obiectiv. Asta însă a deranjat pe diferiți indivizi și diferite grupuri. Eu sunt atacat, făcut antisemit de tot felul de persoane din comunitatea evrească și în același timp atacat violent de ultranaționaliști. Care ai lor sau ai noștri? Ai noștri, că mă fac în toate felurile, nu mai spun cum. Dacă v-aș arăta ce s-a scris despre mine, de la agent Mossad, de la Jidat, de la m-a făcut în toate felurile și cu tot felul de acuze, că sunt plătit de evrei, că mi-au dat casă. Deci, din acest punct de vedere, în ce privește calitatea mea de istoric profesionist, situația e confortabilă. În sensul că în momentul când te atacă extremiști, înseamnă că ai spus adevăr. Vreau să vă întreb legat de subiectul acesta. Dacă un om care are specializarea în istoriografie și ar fi, modelăm un tip, să zic așa, și ar fi calificat de societate ca fiind, antisemit sau rasist, în sfârșit. Poate el suporta, ca individ, profesiunea de istoric? Da, este o întrebare bună și vă mărturisesc că timp de mai mulți ani de zile am ignorat aceste atacuri. Este un cetățean, cred că îl cheamă Mihail sau Mihail Shafir. Da, eu n-am vrut să-i pomenesc numele, îmi cer scuze. Așa, care a tot propagat această calomnie la adresa mea și informații false ce privește. Și chiar de curând am stat de vorbă cu un avocat să îl trimit în justiție pentru a demonstra. Acolo antisemitismul meu și toate acuzele astea absolut aberante pe care le aduce la adresa mea, pentru că mi-au atras atenția și academicieni și profesori universitari, dom'le, te tot atacă pe chestia asta, lămurește-o, au insistat să o lămuresc, eu am ignorat-o fiind o prostie, pur și simplu. Lucrările mele sunt analize cât se poate de profesioniste pe bază de documente, de mărturii credibile. Cam câte foi, câte probe, să spun așa, ați răsfoit în cariera dumneavoastră? Câte zeci de mii? Zeci de mii. Dar vreau să vă spun următorul lucru. La cartea care a fost cap de vânzări în România în anii 90, Armata Mareșalului și Evrei, și care are, cred că a ajuns la a șaptea ediție, o operă fundamentală în această chestiune. Acolo am citat, deci nu doar câte am văzut, ci doar câte am citat, 1000 de documente. Și m-am sprijinit foarte mult pe mărturiile evreiești, pentru că aici, în istoriografie, este o problemă. Păi noi avem, scuzați-mă că vă întrerup, avem unul din cei mai faimoși evrei din perioada războiului, de curând a fost scoasă și o carte care îl subțiază enorm, deși omul a fost o personalitate uriașă, mă refer la Filderman, care se pare că a fost chiar coleg de clasă cu Mareșalul, și dacă Filderman l-a
lustrat atât de mult pe Antonescu. Eu nu înțeleg și din câte știu, în Tel Aviv a existat chiar un bulevard cu numele mareșalului. Eu nu înțeleg de ce această atitudine atât de ostilă. Scuzați-mă, v-am întrerupt. Atitudinea critică și chiar ofensivă la adresa lui Ion Antonescu și a regimului său, care a făcut abuzuri incontestabile și crime indiscutabile dovedite de istoriografie. Sigur, într-o anumită proporție care este exagerată de unii, de propaganda antisemitismului și așa mai departe, este indubitabilă, deci, și este justificată pe undeva, e normal, pentru că este o realitate istorică documentată. Este adevărat. Sigur, și pe vremea aceea nu exista așa numitul sindrom Stanford sau experimentul Stanford. Da, ce încerc eu să vă explic și ascultătorul nostru, este o chestiune foarte importantă pentru acest subiect. Cercetarea istorică, așa cum ați explicat și dumneavoastră, se întemeiază în primul rând pe documente. Documente oficiale, documente de orice natură, considerate izvoare prime. Mărturiile, deoarece au de cele mai multe ori un caracter subiectiv, sunt considerate mărturii secundare și au nevoie de o analiză mult mai profundată pentru a se depista informația istorică veridică din ea. Ori în ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și în Holocaustul evresc, istoricii au la dispoziție mormane, cantități imense de documente emise de state și de oficialități care de regulă au acționat împotriva evreilor. Nu mai vorbesc de Germania nazistă, dar și România. Deci avem mormane de documente, de izvoare prime, care înfățișează o anumită imagine a realității și a situației. Iar de partea cealaltă, nu avem aproape deloc documente, izvoare prime evreiești. Nu avem decât mărturii. Iar acestea, chiar dacă descriu evenimente reale, ele nu pot fi atestate decât prin cercetarea istorică profesionistă, care dovedește că, într-adevăr, evenimente s-au petrecut așa și așa mai departe. Există lucrări excepționale apărute în Occident pe acest subiect, care nu circulă la noi, din păcate, și care descriu foarte clar, o apropiere de realitatea Holocaustului, așa cum cât a fost el, de dimensiunile lui, oricum imense, așa și criminale, din al doilea război mondial. Există și un curent critic, istoriografic, deci făcut profesional, condus de istorici profesioniști, care diminuează foarte mult acest fenomen, dar îl diminuează tocmai pe acest criteriu, că documentele arată ceva, iar mărturiile evreiești altceva. Și oare acest hiatus, să spun așa, motivează atacurile evreilor împotriva României bună oară? Da, dumneavoastră, de asemenea, trebuie să înțelegeți că există și în rândul istoriografiei și a literaturii evreiești pe tema Holocaustului două curente. De fapt, există o istoriografie autentică, o istoriografie profesionistă practicată de istorici profesioniști, adică de oameni pregătiți care fac cel puțin efortul obiectivității. Chiar dacă fac parte într-o comunitate care a suferit genocidul, totuși au această forță extraordinară personală de a respecta principiile și regulile istoriografiei, ale discursului istoric profesionist. Și au cărți serioase pe care se poate conta și care prezintă destul de adevărat evenimentele. De exemplu, la noi, istoricul Rotman, da, Lia Benjamin, Harry Kruger, niște nume care mi-au venit acum de
profesioniști care încearcă... Da, și au fost și traduse în românește o serie. Încearcă să aducă acest subiect istoric în limitele adevărului istoric. Uh-huh. Pe de altă parte, există, într-adevăr, așa cum există propaganda antisemită în România, uh-huh, și există, fără discuție, propaganda antisemită în România, condusă de câțiva indivizi care nu sunt istorici, n-au nicio legătură cu știința sau cu rațiunea. Așa, da, cum este propaganda... Un istoric nici nu poate face propaganda. Exact. Așa cum există propaganda, există și o propagandă a antisemitismului. Uh-huh. O propagandă făcută de tot felul de indivizi din rândul comunității evreiești, care generalizează o vinovăție a poporului român, care exagerează sau falsifică. Uh-huh. De exemplu, eu am găsit în opera câtorva astfel de indivizi, am găsit tot felul de informații false despre Nicolae Iorga. Uh-huh. Despre antisemitismul Nicolae. False. Și în Senatul României au fost în sensul ăsta. Sunt luate declarații ale lui Ace Cuza, uh-huh, care era antisemit, și atribuite lui Iorga. Uh-huh. Deci, și așa mai departe, sunt multe astfel de false. Exact un astfel de fals este și cel împotriva mea. Uh-huh. Deci, imaginați-vă că în raportul final, acela al Holocaustului, care s-a publicat la noi de comisia respectivă, uh-huh, unde, din păcate, nu am fost invitat, așa, și care, tot așa, din păcate, nu poate fi un document autentic, nu poate fi... Corect. Un act de istorie, ci rămâne dominat de această propagandă antisemitismului, mm-hmm, sunt lăudat și citat în anumite capitole, după care, într-un anumit capitol, acest domn Șafir mă face negaționist, cuvântul nici nu există în limba română. Da, e un termen nou. Da, așa, mă face negaționist că aș fi generalizat vinovăția evreilor, este complet fals. Dimpotrivă, am arătat că nu trebuie generalizat, da, etnic și așa mai departe. Domnule Stoinescu, deci, vreau să vă... Asta trebuie înțeles, iertați-mă că punctez, trebuie înțeles că foarte multe manifestări, inclusiv asta, acuzațiile de antisemitism asupra unor istorici români, uh-huh, sau generalizarea asta, românii au făcut crime, au făcut asasinate, exagerări. Da, românii au ucis. Așa, exact, toate lucrurile astea aparțin propagandei antisemitismului și nu istoriografiei. Uh-huh. Vreau să vă întreb, domnule Stoinescu, știu lucrul acesta de la domnul profesor Ion Coja. A existat la un moment dat o ofertă, ca să spun așa, a șefului de cabinet al lui Filderman în ce privește donația către Academia Română a întregii biblioteci Filderman pe care România a ratat-o. Nu intru în detaliile ei, cert este că prin această ratare sau ulterior acestei ratări s-au născut cele două legi anti-românești. Vreau să vă întreb, dumneavoastră știați de această arhivă Filderman? Ați manifestat dorința, să spun așa, de a o studia? Ați fost cumva eventual refuzat? Nu am știut de aceasta. Știam că există un fond de documente Filderman, uh-huh, din care s-au publicat în străinătate, după război, o serie întreagă de documente, inclusiv cu ocazia procesului de la Nuremberg. Uh-huh. Și cunosc bine poziția lui Filderman față de Ion Antonescu, uh-huh, dar imaginea cea mai corectă asupra relației Ion Antonescu comunitățile evreiești din România și asupra evenimentelor tragice petrecute în Basarabia și așa mai departe, uh-huh, care nu pot fi negate de istorie pentru că sunt documentate într-o anumită proporție mică, într-adevăr, uh-huh, nu corespunde exagerărilor și cifrelor care aparțin, de fapt, propagandei sovietice. Corect. Așa, există o mărturie cea mai autorizată
și valabilă, care este a șef-rabinului Alexandru Șavran. Adevăratul salvator al evreilor din România, a celei mai mari comunități evreiești din Europa salvate, și anume cea din România, este Alexandru Șafran, care a înțeles foarte bine personalitatea lui Ion Antonescu, mult mai adânc și mai bine decât Filderman, care într-adevăr a fost coleg cu Antonescu, se cunoșteau și există o corespondență între ei foarte importantă, pe care am analizat-o în cartea mea Armata Mareșalului și Evrei. Ion Antonescu, prin natura personalității sale și prin faptul că totuși a fost influențat de o afecțiune a sănătății, și anume o ciclotimie accentuată în ultimii ani, este un personaj care încă nu a fost analizat istoriografic temeinic în România, după părerea mea. Pentru că cercetarea istorică pe documente, pe arhive, inclusiv pe arhivele sovietice aduse de istoricul Gheorghe Buzatu de la Moscova. Așa, așa. Dumneavoastră le-ați parcurs, sunt convins. Le-am parcurs, sigur, și toate lucrurile astea prezintă o anumită particularitate care necesită un efort de cercetare imens. Un efort de cercetare al unui om, al unui istoric, care trebuie să ia document cu document, frază cu frază, propoziție cu propoziție, deoarece boala ciclotimiei a fost cea care a influențat o succesiune de ordine, de acte oficiale ale lui Ion. Asta e o boală psihică? Da, este o boală pusă în acest domeniu. Avea ceva asemănător cu Avram Iancu? Nu. La Ion Antonescu a fost depistată clinic. Cât a fost internat la Olănești și în alte locuri, se știa foarte clar că avea. Ea se manifesta printr-o schimbare de... E o chestie de bipolaritate, probabil. De o bipolaritate. Deci trecea foarte ușor de la excese, de la situații de-astea de mare entuziasm, la depresii profunde. Dar sunt și astăzi mulți lideri de stat care sunt bipolar dovediți. Important este că atunci multe lucruri s-au întâmplat și din cauza acestei stări de sănătate, acestei boli a lui. Dar ce vreau să spun este următorul lucru, că ea se reflectă în documente. Și eu am găsit, de exemplu, la fondul de documente al cabinetului, deci acolo unde se imitau documente de către Ion Antonescu, am găsit situații în care dădea un ordin de evacuare, de internare, de trimitere în ghetouri, de scoatere din Basarabia și așa mai departe, după care a doua zi venea un ordin total contrar. Să nu fie evacuat, să nu fie dus, să mai fie păstrat, să fie să stea. A treia zi intervenea din nou să fie de evacuat, dar numai atâția, cu limitări, cu nu știu ce. În a patra zi iar era anulat ordinul printr-un alt ordin. Și așa mai departe. Deci sunt situații, de asta am subliniat acest factor medical, pentru că eu nu am o altă explicație, ca istoric profesionist, nu am altă explicație pentru această succesiune de ordine contrare, din care până la urmă s-a executat ceva. Corect. Cu toate astea, și dumneavoastră cunoașteți acest detaliu, în 2010 președintele Israelului Shimon Peres a adus mulțumiri publice, să spun așa, guvernului statului român și guvernului condus de Antonescu. Este o declarație istorică fundamentală. Și trebuie luată ca atare. Am și reprodus-o în ultima ediție a cărții mele, ca moto, așa, pentru că este o declarație capitală și care ține loc, să zicem, unei declarații mai scurte, de genul
România a salvat, a salvat, a salvat. Corect. Da, citând, parafrazând, da. Înțeleg. Parafrazând, da. Da. Cu toate că am, și foarte bine până la urmă că am făcut acest lucru, ați făcut acest lucru, cu toate că am avansat, să zic așa, cu subiectele acestui dialog cu dumneavoastră, vreau să remin și puțin așa, dacă ne puteți vorbi despre cealaltă parte a caracterului dumneavoastră, și anume autorul de beletristică. Sunteți, da, un om sensibil, fără îndoială. Da, da, eu de fapt am început, am debutat ca scriitor. Uh-huh. Și am încercat să fac acest lucru cu toată seriozitatea, foarte bine pregătit. Uh-huh. Am avut ani de zile, din 1984 până în 1991, de exemplu. Gândiți-vă cât sunt, 7 ani. În care am studiat numai tehnică literară. Uh-huh. Adică am citit foarte mult, am recitit cărți din tinerețe care, sigur... Atunci îl mugurea caracterul istoricului. Exact. Și am încercat să înțeleg stiluri, curente și așa mai departe. Înțeleg. Limba română, eu nefiind filolog sau specialist, dar totuși am încercat să analizez și limba română și toate aspectele ei, inclusiv istorice, Alexandru Rosetti și așa mai departe, până când m-am apucat să scriu primul rând. Uh-huh. Iar prima dată, prima mea carte a fost o carte de război, care era povestea tatălui meu, o poveste extraordinară, deci o întâmplare, o biografie. Deci a fost aviator, a fost student, înțeleg. A fost inginer de aviație. Inginer, pardon. Student la Charlottenburg, uh-huh, în timpul războiului. Și la 23 august a refuzat să intre în armata germană, pentru că a venit autoritatea germană și a cerut tuturor studenților români să se înscrie în armata germană. Uh-huh. Și din 120 de studenți români, 8 au refuzat să se înscrie în armata germană, între care și tatăl meu, fiind fide ofițeri, care erau cu jurământul. Uh-huh. Și motiv pentru care au fost trimiși în lagăre. Uh-huh. Într-unul din lagăre, care era la Rin, la granița cu Olanda, tatăl meu a evadat cu ajutorul rezistenței olandeze în Olanda și a luptat acolo mai departe împreună cu, fiind recunoscut de statul olandez, a avut și, vă spun că n-a avut pensie din România, a avut pensie de la statul olandez pentru până a murit ora, Dumnezeu să-l odihnească. Deci mi s-a părut o poveste extraordinară. Mi-a povestit-o până în ultimii ani ai vieții lui și eu am publicat această carte, Drumul Olandei, se numește, primul meu roman. Da. Apoi a existat o pasiune a mea din tinerețe. De pe vremea când mentorul meu și omul care mi-a deschis ochii în literatură și în istorie, academicianul Zoe Dumitrescu, erau cunoștințe de familie, atunci am făcut o pasiune pentru Toma d'Aquino, care era interzis în România, era ceva, se discuta ceva despre scolastică pe la facultatea de filozofie și culmea este că după decembrie 89, care e o altă poveste, poate altă dată vă spun, așa, am reușit să intru în fondul special de la Biblioteca Academiei, fondul Toma d'Aquino, și să găsesc toate lucrările lui cu etichetele de cenzură, care erau de două feluri, așa anecdotic, ca să spun. Erau etichetele de cenzură ale Ministerului de Interne și etichetele de cenzură ale Patriarhiei Române. Wow! Da. Deci a fost interzis. Bun, eu am făcut o pasiune pentru biografia Sfântului Toma d'Aquino și așa am pregătit, după studii pe care le-am făcut la Universitatea de Management Cultural din Nijmegen, din Olanda, 91 după 89, așa, și după ce am studiat la Institutul Catolic din Utrecht și așa mai departe, și la Paris,
m-am apucat să scriu romanul Patimile Sfântului Tomaso d'Aquino, care imediat a luat premiul Academiei. Îl întreb pe istoric, au fost ridicate de către cele de autorități interdicțiile? Oficial? Da, da, da. Aha, sigur aha. Că da. De fapt, nu știu dacă îmi permiteți. Cum să nu? Pentru a da așa o culoare emisiunii noastre, foarte pe scurt, n-am să o lungesc. Eu am petrecut evenimente din decembrie 89 la Biblioteca Academiei. Pentru că, wow. Da, împreună cu doi prieteni, Rădulescu, care era traducător de engleză cunoscut, și Popescu, care era bibliotecar acolo, lucrător la bibliotecă, și care mi-a spus, băi, chiar în ziua de 22, după amiază, seara, dom'le, mergem să deschidem, să ne deschidă fondul secret. Există un fond secret la... Adică un fond interzis la lectură, da, la biblioteca. Știu. Academiei. Fondul special. Și toți trei ne-am dus și am luat cu asalt biblioteca Academiei, care evoluționa. Din interior. Ne-am dus la director în birou, care era speriat, era lichefiat, era, credea că l-a omorât. Ne-am dus acolo cu drapelul în față și am spus, deschide fondul special. Și omul a dat dispoziție, tot personalul era de serviciu, pentru că fusese rechemat acolo. A dat dispoziție să se deschidă fondul special, să avem acces la orice document avem. Și așa am stat în noaptea aia, eu și-am început să citesc primele cărți Toma d'Aquino, astea interzise, Bernard Arnault, Copplestone, deci lucrările serioase despre Toma d'Aquino, am început să le citesc, am descoperit o chestie extraordinară, că Biblioteca Academiei Române are în portofoliu său una din cele mai rare cărți, opere complete, 19 volume în piele de Cordova, ediția Leonina a operei, a sumei teologiei a lui Toma d'Aquino. Am făcut astfel de descoperiri și am stat două nopți și o zi acolo și am citit toți trei cât am putut. Noaptea, când trăgeau ăștia în așa zisă revoluție, așa, ieșeam și făceam rost de pâine, de apă și de salam și de ce să mai găsea și ca să putem să mâncăm ceva, să bem și noi niște apă și citeam mai departe. Așa am petrecut superb. Evenimentele. Da, și știu bine ce este acolo, ulterior m-am lămurit și așa am scris romanul Patimile Sfântului Tomaso d'Aquino, tipărit imediat, editat și tipărit de Humanitas și imediat după apariție. Din păcate nouă am, dar primit premiul Academiei cu vot în unanimitate, ceea ce era rar, pentru că acolo erau tot felul de tabere. Apropo de ce ne-ați spus, eu nu știu dacă vă pot sugera lucrul acesta, dar știu un lucru, că sunt foarte mulți oameni care ar vrea să, nu știu dacă au talent 100%, dar sunt mulți oameni care ar vrea să scrie și nu știu cum. Nu vă tentează să scrieți vis-a-vis de ce spuneați că ați studiat tehnica romanului și mai departe. Nu v-ar tenta să faceți un manual? Da, e o idee, dar nu m-am gândit la așa ceva. Că aveți un tratat de istoriografie. Da. Întâmplarea face că am lecturat și făcut analiză pe, poate greșesc, dar peste 100 de manuscrise și de debutanți, de oameni care vreau să se lanseze în literatură și care m-au rugat să mă uit pe primele lor scrieri, pe manuscrisele lor. Marea majoritate își pierd timpul. Da. Adică e vorba de niște ambiții sau de niște vise care nu au nicio reflectare. E multă maculatură în lumea asta. Așa, dar sunt și iar unii dintre ei, după ce am fost, se poate, nu de rău intenționat, ci de atent să-i ajut să înțeleagă niște lucruri. Iar unii dintre ei
și au publicat, au zis, nu, domnule, nu se pricepe pe Ionescu, și au și publicat aceste cărți care sunt niște rateuri, pur și simplu. Da. Dar sunt și câțiva, am întâlnit și câțiva tineri, mai ales tinere, fete, cu talent indubitabil. Deci ele nu stăpânesc tehnica literară, au un instinct, un instinct, se vede foarte clar. Și pe acești debutanți am ajutat să publice, să se lanseze și lucrul ăsta s-a și petrecut. Da, să știți că am cunoscut și eu oameni, sunt femei, cel puțin două nume, nu știu dacă trebuie să le pomenesc acum, probabil că, uite, una dintre ele mă face plăcere să o pomenesc, Rodica Rădița Râpeanu, care în opinia mea este probabil cel mai mare poet onirist, mă rog, poet oniristă din România, scrie senzațional. Domnule Stoinescu, vreau să vă întreb, amintind despre celebra aserțiune a lui Cioran că putem cădea sau vom cădea din istorie, de ce avem nevoie de istorie? Studiul acesteia ne face mai buni, mai răi? Suntem într-un anumit moment al istoriei, ca zic așa, adică într-un anumit moment al reflectării societății, a umanității asupra istoriografiei. Uh-huh. Istoriografie în sensul de scriere istorică sau de felul în care se scrie istoria. Și se rescrie. Deci, și se rescrie. Așa. Nu neapărat cartea de istorie, cât o reflectare asupra istoricului, a felului în care ajunge la adevărul istoric. Uh-huh. Adevărul istoric, cel care este determinat prin aplicarea unor principii, reguli, criterii, norme care există în metodologia istorică și pe care nu o aplică decât istoricii profesioniști. Sunt multe cărți, inclusiv în România, care vezi acolo că scrie doctor în istorie și când deschizi la orice pagină sunt aiureli. Sunt mulți cei care povestesc în istorie și care cred că istoria e o poveste. Nu. Istoriografia adevărată, scriere istorică adevărată, aia de nivel academic, practicată de foarte puțin, din păcate, în România, este aceea care respectă aceste principii ale metodologiei istoriei, în primul rând obiectivitatea, cercetarea documentelor, critica izvoarelor, o serie întreagă de elemente care definesc ceea ce găsiți în marile dicționare franceze, în primul rând, în termenul, în definesc știința umanistică, știința umanistică a istoriei. Nu trebuie confruntată cu fizica, chimia sau altceva, și cu științele umanistice. Ori în acest domeniu, în momentul de față, există acest curent extrem de puternic, care este, devine un adevărat sistem internațional, care este globalizarea. Globalizarea a decretat că nu ne trebuie istoria. Că istoria, dimpotrivă, ne împiedică. Pentru că istoria conține crime, conține violări ale drepturilor omului, conține sclavagism, conține inferioritatea femeii și așa mai departe, lucrurile astea nu mai trebuie cunoscute, nu mai trebuie învățate, nu mai trebuie... Nici nu mai există femeie, după părerea lor. Nu mai așa. Și acum trebuie să construim, să rescriem astfel, altfel istoria. Da? Mă uitam eu de câțiva ani de zile, de mulți ani de zile, de un deceniu, nu mai urmăresc canalele românești de televiziune, pentru că mă enervează. Sunt nocive, pur și simplu. Și chiar sunt, mă pun de multe ori în situații în care nu știu ce se întâmplă. M-am dus să votez acum câțiva ani de zile pe Crin Antonescu și la cabina de vot am aflat că e domnul Iohannis. Da. Și deci m-am rupt complet, nu m-a mai interesat. Fiul meu mi-a arătat la un moment dat tot felul de gafe, o filme întregi cu gafe ale unei doamne și ca să-mi spună că e prim-ministru României. Da. Nu mai țin pe cum o chema. Da, da, Dăncilă. Dăncilă, așa. Deci m-am rupt, nu mă urmăresc, dar urmăresc zi de zi, cu mare atenție, canalele specializate de istorie, Suede
suedeze, britanice, americane, astea. Știți ce înseamnă că știți ce s-a întâmplat în America. Da, știu ce s-a întâmplat acolo, mai bine ca aici. Așa. Și văd cu mare, observ cu mare atenție interesul extraordinar pe care îl arată Marea Britanie pentru istoria națională. Uh-huh. Care între noi doi, fără să ne audă nimeni, da, a contat foarte mult și în Brexit. Da. Deci cultura istorică din Marea Britanie a contat enorm în Brexit, în decizia de Brexit. Păi fără cultură, umanitatea devine, da, o turmă. Și felul în care își analizează istorie, documentele, descoperirea arheologiei, serialele de arheologie pe care le au, cărțile pe care le scot la Cambridge și la Oxford, toate lucrurile astea au creat o cultură a istoriei în Marea Britanie care nu poate fi zdruncinată. În alte părți, sigur că domină aceste concepții globale. Este că istoria și... nu ne interesează. Sau că istoricii nu pot spune adevărul. Și cred că atitudinea asta britanicilor nu este o chestie de moment, ca dovadă Commonwealth-ul. Deci au fost cei mai serioși coloniști din istorie. Sigur. Deci, dintotdeauna au avut această atenție pentru istoria națională și acum, pentru cultură, prin dezvoltarea tehnologică extraordinară, eu urmăresc niște seriale specializate de arheologie și mi-am comandat și mi-am luat și cărțile pe care le-au scos de tehnică arheologică, rămâi drăznit. Păi noi cred că în România am descoperit de 3, 4, 5 ori câte am descoperit până acum dacă am aplicat tehnica. Dar nici nu prea mai avem arheologi, să mă iertați că spun asta. Mai sunt la institut. Câți puțin, da, avem câțiva, da. Viitorul trebuie... este zero. Două mijloacele, trebuie bani. Costă foarte mult astăzi. Asta e. Pe vremuri te duceai pe într-un sit arheologic cu studenții în practică și te mai așteau ăia de la armată să sapi, nu știu ce. Astăzi totul costă. Și un excavator că l-a dus să dea solul. Da, drumul și hotelul până în zonă. Da. Ei, nu mai vorbesc de asta. Da. Deci gândiți-vă că în zona regii, asta ar mițe Getuza Regia, da, sunt cel puțin opt coline, da, pe care se presupune că sunt cetăți și sanctuare și care nu au fost încă decoperte. V-am dat un singur exemplu. Într-un fel e bine, încerc să știu, să intuiesc faptul că în România, unde haosul este la casă și așa apar la televizor uneori tot felul de indivizi cu detectoare de metal care caută să se îmbogățească, mă rog, intrând în perimetre care unde n-au ce căuta. Din nefericire... Ați văzut serialul britanic? Descoperirea brățărilor dacice. Am citit despre și, mă rog, imediat au și fost scoase pe piață. Da, este un documentar britanic. Cu toată povestea asta, excepțional. Uh-huh. Cu recuperarea lor, cu absolut tot. Da. Da, da. Gândiți-vă, domnul Șerban, gândiți-vă la următorul aspect și mă adresez în primul rând ascultătorilor noastre. Faceți o comparație între ceea ce se întâmplă astăzi cu COVID-ul. Uh-huh. Pe televizor, că am fost și eu nevoit să am încercat să mă documentez, să aflu ce se întâmplă de un an de zile pe canalele noastre și n-am reușit. Până la urmă trebuie să mă duc pe BBC, pe Skype, pe alte zone, așa, ca să înțeleg ce se întâmplă. Da. Câți indivizi apar seară de seară pe toate televiziunile și își dau cu părerea. Da. Și își pun nu știu ce și atacă politic pe nu știu cine. Și doctor care se prostituează. Și doctor care se prostituează. Și văd și medicii, cei câțiva pe care îi simți că sunt profesioniști, care se luptă cu disperare împotriva acestei forme de manipulare și transferați toată chestia asta la istorici. Da. Sunt o mână de istorici care încearcă să ajungă, să atingă adevărul istoric, acela probat, care se poate să spună, da, domne, așa s-a întâmplat. Și un morman
de indivizi care își dau cu părerea pe tot felul de subiecte de istorie. Te uiți la ei, îi văd la televizor câteodată că apar, dom'le, și spun niște enormități, niște prostii, și că m-aș întreba, sunt întâmplarea face să fie câteva orașe unde eu am rămas destul de popular și sunt recunoscut pe stradă, mai ales de persoane mai în vârstă. Uh-huh. Iași, Brașov, Craiova și Ploiești. Păi da, schize se mari olteni. Da, da, așa e. Și încă mă mai recunoaște și toată lumea mă oprește și spune, dom'le, de ce nu ieșiți la televizor? Și le răspund, unde vreți să ies? Mai este o televiziune frecventabilă pentru un istoric serios, pentru un om de știință? Mai este, te mai poți duce într-o emisiune unde îți aduce 2-3 gălăgioși care spun tot felul de prostii și care a pus să vorbești 3 minute? Ce să spună un istoric în 3 minute? Da. Înțelegeți? Deci asta se întâmplă și la fenomenul ăsta pe care îl trăiește acum națiunea română, de disoluție a solidarității. Suntem într-un război hibrid cumplit. Da. Din toate formele sale. Să știți, concluzia la care am ajuns este că în mare măsură vinovăția e aici, la noi. Nu, la felul cum răspundem noi la provocările externe. Da. Nu neapărat la atacuri externe, știu eu, ale acestei globalizări, care vine cu niște forme care nu ne convin românii. Păi, eu nu trebuie să vă certific pe dumneavoastră, dar aveți foarte mare dreptate și o să găsesc o formulă prin care omul mi-a interzis ca să fac public. E vorba de un evreu care are o poziție destul de înaltă, să zic așa, în societate. Și am rămas consternat pentru că pur și simplu ei își bazează, să spun așa, atacurile repetate împotriva noastră vis-a-vis de modul nostru de comportament. Și îmi spune la un moment dat, printre alte multele, zice, dar unde ai mai văzut o țară care să-și vândă pământul străinilor? Da. Și observația e pertinentă. Acum, îmi permiteți, iertați-mă că îndrăznesc să vă fac o observație. Faceți-mi. Nu există ei și noi. Ei și noi. Da. Că chiar dacă suntem, să zicem, niște personalități reprezentative, dumneavoastră în presă, eu în istorie, totuși nu reprezentăm toți românii și toți evrei. Da. Și în definitiv mai suntem oameni. Da, există într-adevăr niște erori. Eu lucrez în momentul de față de câțiva ani de zile, mă documentez asupra vieții politice al lui Nicolae Iorga. Uh-huh. Și pot să vă spun următorul lucru. Nicolae Iorga a publicat 1349 de cărți. Wow. Deci, vă dau niște cifre ca să înțelegeți Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a publicat 1349 de cărți. Hai de mine. Am reușit până acum, în 4 ani de zile, să citesc și să studiez cu atenție, să fișez 712 cărți. Hai de mine. Acum înțeleg de ce n-ați publicat. De ce? Am publicat și a avut succes. A publicat peste 25.000 de articole de presă. Păi, din care am reușit până acum aproximativ, cred că peste 3.000 de articole să citesc. Sunt aștia 4 ani de zile de studiu. Ca să pot să înțeleg exact ce a fost cu Nicolae Iorga și în ce a constat implicarea lui politică și toate evenimente și reacțiile lui, inclusiv am un întreg capitol deja scris de 100 de pagini despre antisemitismul lui Nicolae Iorga. Foarte interesant. Foarte interesant ca subiect. Și cum să spun, sunt anumite personaje, personalități foarte inteligente, cum a fost Nicolae Iorga, care a știut întotdeauna să păstreze o anumită ambiguitate, la care poți să intuiești anumite sentimente, chiar ostile la adresa evreilor, dar pe care nu le expunea. Dar
din frazări, dintr-o anumită atitudine, de astea înțelegeai că în subsolul lor se află totuși o aversiune față de un grup sau de o persoană și așa mai departe. Și, dar este foarte greu să o analizez, pentru că istoricul nu are voie să spună: părerea mea este că Iorga era antisemit, că el avea sentimente ostile evrei. Nu poți să spui, că n-ai proba. Și ești obligat să te duci numai la ceea ce a publicat, ce a declarat public și așa mai departe. Și este foarte greu de făcut o analiză pe un astfel de subiect. La fel și cu o serie întreagă altă de personalități. Antonescu, Ion Antonescu, cum să vă spun, sufletește, sentimental, nu ca istoric, pot să cred și pot să afirm că nu era pe fondul lui antisemit, nu avea ură împotriva evreilor, dar în momentul când te duci la ordinele lui, la acțiunile lui, la măsurile luate de el, nu poți să nu le consideri împotriva evreilor, nu poți să nu consideri antisemit. Deci este un subiect extrem de delicat, foarte greu de făcut, iar în actuala atmosferă globalistă, în care valul uriaș, tsunami-ul, care acoperă tot. Știința istorică, o acoperă cu tot felul de povești și de relatări și de relativisme și de tot felul de păreri. Așa. Sigur că este foarte greu să se ridice vocea unui istoric și să spună: dumne, un eveniment ocultare s-a petrecut așa. Pentru că imediat este acoperit de un val de tot felul de voci care n-au nicio probă, n-au nimic, dar contestă, atacă, injuriază și așa mai departe. Mă uitam, iertați-mă și cu asta închei. Nu, e bine ce spuneți. Întâmplarea a făcut să dau peste un canal de televiziune, nu știu, că nu le mai știu, nu m-am mai uitat. Și nu mi-aduc aminte ce canal de televiziune. Erau niște emisiuni, am dat peste ele, erau niște emisiuni în care o doamnă tot încearcă să transforme întâmplări și evenimente din decembrie 89 în enigme. Ele nu mai sunt enigme de mult. Au fost demonstrate de istorici, au fost certificate de Academia Română. Există ultimul tratat de istoria României. Ultimul tratat ăsta din 2019, Istoria României, în care există un capitol. Nu, al Academiei Române, colectiv format din toată conducerea. Da. A 2019, cu ocazia centenarului. Este ultimul tratat de istorie a românilor. În acest tratat există un ultim capitol, evenimente de începutul 89, unde lucrurile sunt clare. Domnul Stoienescu, trebuie să luăm câteva secunde de pauză și revenim. O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară. Așa. Rămăsesem la acea lucrare despre istoria recentă a României. Da. Scos de Academie. Este ultimul tratat de istoria românilor, publicat de Academia Română cu ocazia centenarului în 2019, care are pentru prima dată un ultim capitol, evenimentele din decembrie 89, unde lucrurile sunt lămurite. Și sunt lămurite pe baza cercetării istorice făcute de istoricii profesioniști, de Florin Constantiniu, de Gheorghe Buzatu, de Adrian Pop, de Florian Avram, de Mihai Anton, deci istoricii profesioniști care au făcut lucrări, cărți serioase, profesioniste despre decembrie 89. Mă rog, și cărțile mele, evident, nu pot să scot din chestia asta. Lucrurile sunt lămurite. Mai mult decât atât, dincolo de acest adevăr istoric despre evenimente din decembrie 89, există în momentul de față și un rechizitoriu al parchetului militar.
Deci există și un demers juridic asupra evenimentului. În acest rechizitoriu, care între altele, fac o paranteză, confirmă în totalitate ce au spus istorici. Înțelegeți? Da. Deci există un document oficial al statului în Alta Curte de Justiție, da, sub patrajul căreia se află parchetul militar, secția parchetul militar. Există momentul de față, ne apropiem, probabil că nu o să ajungem și la un adevăr juridic, dar deocamdată evenimentele sunt descrise cât se poate de clar pe bază de documente, de probe judiciare de data asta. Că poți să spui, cum spun unii, bă, istoricii fabulează, istoricii mint, istoricii au nu știu ce interes politic să-l atace pe Iliescu, pe Roman, pe nu mai știu cine de pe acolo, așa, și au ei un interes să nege revoluția. În momentul în care, Academia Română, la nivelul cel mai înalt, publică istoria românilor, în care afirmă clar, în decembrie 89 a avut loc o lovitură de stat. Deci când forul științific face această afirmație oficial, când justiția trimite în judecată pentru astfel de infracțiuni, tu vii și mai spui că e o enigmă. Da. Apropo de acest document și această atitudine a Academiei, vă întreb așa, că tot nu ne aude nimeni. Care este opinia dumneavoastră? De ce Academia Română tace în chestiunea antisemitismului? E greu să spun. Și am stat de vorbă cu academicieni, mai ales că unii mi-au și spus, domnul Stărescu, lămuriți poveștea asta, noi știm foarte bine că nu sunteți antisemit, dar lămuriți-vă că noi vă apreciem opera dumneavoastră, mai ales în domeniul ăsta special al istoriografiei, este de vârf, e recunoscută și așa mai departe, e bine să faceți ceva. Eu am ignorat-o, nu m-a interesat. Este un subiect delicat, dar vreau să vă spun următorul lucru. Lipsește poate doar vârful acestei atitudini. Adică o declarație oficială sau ceva, la asta vă referi. În rest, trebuie să vă spun că marile școli de istorie ale României, cum este Școala Istorică de la Iași, a lămurit, a atacat și cum să spun, sunt câteva zeci de lucrări, este acolo un istoric, un profesor universitar de excelentă condiție, care a abordat acest subiect în vreo 6 sau 7 lucrări împreună cu un colectiv special care a abordat problema antisemitismului în România, cât se poate de profesor. Deci e filiala Academiei de la Iași? Da, este vorba de domnul profesor Cătălin Turliuc. Vă recomand să-i citiți cărți. Mulțumesc. Deci, acolo este și un colectiv special pentru subiectul acesta antisemitismului român, care este foarte complex. Eu vreau să vă spun următorul lucru. M-am dus la o documentare în Franța, special pentru acest subiect. Și în ce an? De prin 1998 până din 2010 n-am mai putut să ies, dar din motive financiare, nu de altceva. Da. Înseamnă că dumneavoastră ați mai putut să-l prindeți în viață pe șeful de cabinet al lui Filderman. Da, nu l-am cunoscut. Da. Și m-am dus și am studiat mii de numere de presă franceză din perioada interbelică. Sigur, principalele ziare. Și vreau să vă spun următorul lucru și eu sper că atunci când o să apară cartea asta despre Nicolae Iorga, în care există un capitol special dedicat acestui fapt, să fac demonstrat. Deci, mare parte a reacțiilor antisemite din România sunt copiate din Franța. Deci vă arăt fraze întregi. Luate din presa franceză și traduse și folosite la noi. România românilor. Este o
un frontispiciu a unor articole din presa franceză, Franța francezilor. Uh-huh. Așa se numea. Uh-huh. Da, a apărut imediat în Germania reflexul. Germania, Germania. Deci sunt toate, absolut toate. Nu mi s-a întâmplat. De exemplu, atacurile antitalmogice. HD-ul s-a ocupat cu tot felul de atacuri religioase la adresa evrei. Da, bine, HD-ul a fost o mare șmecher. Așa, cu Talmudul, cu toate poveștile. Da. Și deci când avea nevoie de documente și le făcea. Da. Și a luat pur și simplu fraze întregi din presa franceză antisemită, că exista o presă, pentru că în Franța, uh-huh, dacă noi nu studiem fenomenul antisemit din Franța, nu vom înțelege niciodată fenomenul antisemit din România. Uh-huh. Cum s-a născut acolo, de ce, cu ce teme. Pentru că noi toate temele le-am luat cu pericolul evresc, cu infiltrarea în economie, uh-huh, cu cahalul care conduce în secret guvernele țării, uh-huh, cu dezastru din război care îți datorează evreilor care, deci, n-au finanțat. Deci punctele astea o să apară în cartea despre Iorgan? Da. Ah, da, super. Sigur că da, vor fi prezentate ca să arăt, să încerc să explic, uh-huh, atitudinea lui Iorgan. Uh-huh. Păi este absolut imperioasă apariția cât mai repede, pentru că ați văzut probabil ce s-a întâmplat în Senatul României, în care un derbedeu pur și simplu și-a bătut joc de memoria lui Mircea Vulcănescu și a celor din... N-am văzut, da, căci v-am spus că nu urmăresc. Da, am înțeles, da. O să vă n-am trimit. N-am văzut, nu știu, da, despre ce e vorba. Da. Deci, pur și simplu, nu știu, dar sunt... mai sunt, trebuie să în istorie, un istoric adevărat, și vă spun și dumneavoastră ca specialist, ca om de presă, ca să înțelegeți acest lucru. Există două elemente pe care n-ai voie să le ratezi nici în cea mai științifică cercetare pe care o faci, nici în cea mai precisă acțiune pe care o duci, un discurs istoric, nici în cea mai perfectă și corectă carte de istorie, n-ai voie să ignori două elemente. Hazardul, uh-huh, și prostia. Uh-huh. Am întâlnit atâtea, lasă-o, hazardul ca hazard, dar am întâlnit atâtea, uh-huh, întâmplări pe care nu le poți explica decât în prostie. N-ai cum să le explici altfel. Sunt atât de ilogice că ele numai prostia omenească se pot explica. Deci, este posibil, de exemplu, vă dau un exemplu de prostie. Prin anii 90, este o biserică la bariera Vergului, uh-huh, care a fost ctitorită, să zicem așa, oficial, de Antonescu. Uh-huh. Se consideră că e biserica lui, că... Uh-huh. Ctitorită de el, a dat bani acolo. Când s-a demolat acolo, cred că biserica aceea și casa unde a stat Vlădescu Răcoasa, nu era? Nu. E o biserică la bariera Vergului. Știu unde e. Intersecția Vergului e o biserică. Uh-huh. E o poștă acolo acum, dacă nu mă înșel. Biserica este în continuare. Și ce au făcut până anii 90 niște naționaliști români, așa, au pus o statuie, un bust al lui Antonescu în fața bisericii în curte. Bun. A reacționat comunitatea că, de fapt, juridic, din punct de vedere juridic, Antonescu este în continuare criminal de război. Da. Că procesul lui a fost manipulat, falsificat, deocamdată el așa funcționează. Din punct de vedere juridic. Mm. Da? Este o sentință și așa mai departe. Și sigur că au zis, dom'le, să facem ceva, să scoatem statuia de acolo. Dar statuia era în curtea bisericii, care este autoritatea patriarhiei. Da. Și patriarhia n-a vrut să o scoată. Mm-hmm. Și atunci, țin minte, cineva, și anume prostia omenească, a făcut următorul lucru. A pus un capac de tablă. A acoperit statuia cu un bidon, cu ceva de tablă. Eu vreau să vă spun următorul. Eu am copilărit în acel cartier. Acolo, uh-huh, m-am născut și am copilărit în cartierul ăla. Și știu foarte bine.
Hai. Vreau să spun următorul. Nimeni, absolut nimeni, nu cred că a observat statuia. Da. Dar toată lumea și-a pus întrebarea ce este sub cutia de tablă. Deci o tâmpenie mai mare ca asta nu puteai să faci. Da. Deci pur și simplu era o statuie ca 10 de statui care a apărut să rupă decembrie 89. Da, 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 da. Habar n-avea lumea cine e ăla. Înțelegeți? Da. Îi pune o cutie de tablă deasupra și din momentul ăla toată lumea s-a interesat cine e ăla. Da, da, da. Și toată lumea a aflat ce a aflat. Că Ion Antonescu a fost interzis. Da. Că eroul național e cu un capac de tablă pe capul lui. Da. Și așa mai departe. Și s-a născut un sentiment de revoltă chiar în cartier. Da. Gândiți-vă că acolo sunt mulți oameni care se duc de Paște, de de Crăciun și comentează. Domnul Slăinescu, l-ați cunoscut pe Vlădescu Răcoasa? El a locuit acolo în cartier. Nu l-ați cunoscut? Da, da, nu l-am cunoscut. Da. Am citit, sigur, dar nu. Da, am avut ocazia să-l cunosc în 88. Un personaj fabulos, extraordinar. Da, am auzit și eu că era foarte interesant. Da, da, da. Vă spun o istorioare, poate o știți, poate nu o știți. El, cel mai bun prieten al lui a fost Iosif Visarionovici Stalin. El a fost Vlădescu Răcoasa, a fost 20 de ani ambasadorul României la Kremlin. Și Stalin avea obicei, mi-a povestit bătrânul lucrul ăsta, Stalin avea obiceiul să își invite ambasadorii de la care voia să afle una sau alta, invita în salonul șemineelor, e un salon în Kremlin cu 12 șeminee, și îi invita acolo și le dădea să bea vodcă, dar el bea apă. Și îi îmbătea, îi cherchelea și scotea de la ei ce dorea. Singurul pe care n-a putut să-l îmbete, și asta a plecat, de aici a plecat prietenia lui, a fost Vlădescu Răcoasa. Da, un personaj fabulos. Da, eu știam povestea asta cu Groza. Așa? Petru Groza. Ia uzi. Însă era altfel. Petru Groza rezista la băutură, adică bea de adevăratele, dar era mai rezistent decât Stalin. Da, 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 pe așa și Răcoasa, da, da. Da, da. Da, apropo de, dacă tot așa am avut câteva clipe de amintire, mă amintesc și eu de un lucru, că ați pomenit de faptul că scrieți și despre Emil Constantinescu. Vreau să vă spun că în 96, când a făcut prima vizită, și de altfel ultima, oficial în calitate de președinte a României la Budapesta, din delegație făcând parte Pleșu, Zoe Petre, mă rog, ungurii l-au, să zic așa, așteptat din punct de vedere mediatic cu un film care a fost difuzat de un canal de propagandă ungurească, Duna TV, au dat un film cu vizita lui Petru Groza și Ana Paucăr la Budapesta. Așa a fost întâmpinat Constantinescu de autoritățile maghiare și în sfârșit a fost, a fost una din cele mai urâte vizite, sau una din cele mai urâte atitudini, mai exact, la adresa înalților demnitari români. Da, pentru că am și reprodus declarațiile domnului Emil Constantinescu, a avut o atitudine demnă și corespunzătoare adevărului istoric. Da. Și asta deranjează exact cum sunt ăștia cu antisemitism. Da. Și sunt anumite întâmplări, sunt anumite evenimente din istoria României în care s-au făcut erori și din partea evreilor și care trebuie ascunse, trebuie anulate pentru că n-au fost reale și există o victimă a unei agresiuni venite din nimic. Da. În istorie nu există așa ceva. Da, da, da. Am să vă spun, apropo de întâmplări, Viorel Rovențu este un român care a plănuit asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. A fost prins, condamnat la moarte inițial, după aceea s-a comutat la pedeapsa cu închisoarea pe viață și țineți-vă bine, a mai stat 9 ani în pușcărie după ce dictatorul a fost asasinat. Istoricul nu dă răspunsul la întrebarea dacă a fost sau nu a fost eroare judiciară, dar evenimentul în sine îl poate conduce către o analiză și vă întreb,
pe dumneavoastră, constatați ca istoric, vă vorbesc, constatați diferențe calitative ale societății românești specifice totalitarismului în contrast cu cea actuală a purtării Bodniței? În ce mă privește, pot să vă spun următorul lucru. Adică suntem mai dezumanizați? Și pot să vă răspund, chiar că nu e o chestie de istorie, pot să vă răspund printr-un exemplu cât se poate de personal. Și care s-ar putea să vă intereseze și pe ascultătorii noastre legat de acest fenomen, această pandemie a COVID-ului, și după aceea vă pot răspunde și la întrebare. În anul 2002, eu mi-am lansat o carte la târgul de carte de la Paris. Și am avut privilegiul să lansez alături de mine împreună cu Umberto Eco. Oh, l-ați cunoscut. Da, ultima lui carte, eu cartea mea, Dinastia Brățean. Și la un moment dat, Umberto Eco a fost foarte enervat de faptul că era foarte puțină lume la standul lui, acolo unde el își prezenta cartea. La mine erau membri ambasadei, comunitatea românească, să zicem așa, la vreo 50-60 de persoane. La Eco erau foarte puțini. În schimb, mai în capăt, mai în spate acolo, în salon, era o mor de lume. Cred că sute de persoane, să nu zic 1000. La lansarea unei cărți, care noi nu știam ce carte este, Eco era foarte nervos pe chestia asta. Că se duce lumea la cine știe ce carte comercială, la cine știe ce prostie de asta, Sanda Brown, să știe, și nu se vine la o carte serioasă. Numele trandafirului. Nu, nu era numele trandafirului. Nu știu, știu, nu, da. Și în sfârșit, s-au terminat prezentările, s-a terminat lansarea cărților, ne-am dat mâna, ne-am salutat, am zis, asta este, dar zic, mă duc de curiozitate să văd ce carte e aia care să vinde acolo și să bate lumea. El a zis, refuz. Bă, eu refuz, nu vreau să, treaba ta, du-te. M-am dus. Și am reușit să aflu așa, de la, nu putea spătrund. Asta m-au reușit să aflu că e vorba, atenție, de următoarea carte apărută în 2002 în Franța, la înfată, Les épidémies dans l'histoire de l'humanité. Epidemiile în istoria umanității. De doi savanți istorici ai medicinei, Rufie și Surnia. Și, sigur, eu fiind familiarizat cu astfel de saloane de carte, am căutat editura, standul editurii, unde erau două persoane. Și mi-am cumpărat cartea. Am citit-o și în momentul când citești această carte, te lămurești. Deci eu m-am lămurit cu mulți ani înainte, când vine pandemia și de ce vine și cum se manifestă și ce se întâmplă și așa mai departe. Deci ăsta este o carte de știința medicinei. Foarte, de bacteriologie, de imunologie. Deci o carte fundamentală de istoria medicinei care analizează ciuma și toate epidemiile și prezintă și cum arată viitoarea pandemie, ce au apucat ei să analizeze ultima dată, că asta era HIV. Dar spuneau că urmează încă una și pot descrie cum o să apară. Exact ce s-a întâmplat acum cu COVID. Deci, repet, nu clarvăzători, nu știu ce ăștia, nu, așa e vorba de oameni de știință, de istorici ai medicinei, care au spus foarte clar cum urmează să apară pandemia. Și eu vă spun iarăși, ca să închid subiect, eu sunt vaccinat cu ambele vaccinuri, Pfizer, fără probleme, fără reacții, n-am avut COVID deloc în această perioadă, sunt și vaccinat și port în continuare masca. O port pentru că depășește nivelul meu de cunoaștere asupra unui astfel de virus. Nu știu cât rău pot să fac altor persoane. Nu știu în ce măsură
dau peste unul cu altă tulpină și degeaba m-am vaccinat. Nu știu. N-am cum să știu lucrul ăsta. Nu sunt specialist. De asta facem o mare eroare că la televiziuni nu vorbesc cu oamenii de știință, medici, și sunt lăsați să vorbesc cu tot felul de neaveni. Păi e atâta literatură că nici nu mai știi pe cine să crezi. Da, sigur. Deci asta vă spun. Asta este o eroare care se face în toată această poveste. Da. E, ăsta este un aspect. În al doilea rând, domnule, trebuie să mă refer, refer la cetățeni, la ascultătorii dumneavoastră. Trebuie să-și pună orice om de bun, trebuie să-și pună întrebarea. De ce a stat domnul Rovență în închisoare în continuare, deși se zice că a fost revoluție? Care a schimbat tot, a scos din închisori deținuții politici. Iertați-mă că vă întrerup. La un moment dat, Iliescu, că s-au făcut solicitări de, mă rog, ridicarea, cum se cheamă, de, îmi scapă termenul acum, și... Exact. Da, grațiere, termenul care îmi scapă. Și consilierul lui Iliescu este așa, aproape că e citat. Domnul președinte, pe Ceaușescu l-a ratat, pe dumneavoastră s-ar putea să nu vă rateze. Da. Dumneavoastră trebuie să țineți cont, apropo, și de tema, cred că este tema discuției noastre. Da, nevoia de istorie. Da, trebuie să țineți cont de faptul că chiar din decembrie 1989 la noi s-a declanșat o propagandă revoluționară de partid și de stat. Deci este vorba de o atitudine a partidului dominant și a statului, a înaltelor instituții ale statului, care au încercat să impună o anumită imagine a evenimentelor. Și anume, au băgat-o și în Constituție. Deci gândiți-vă că în Constituție a apărut un articol în 2003 la revizuirea Constituției cu idealul revoluției. Da. Deci obligatoriu a fost revoluție. Iar idealurile revoluției sunt cele 10 puncte citite de domnul Ion Iliescu la televizor. Iar punctul 9 este respectarea tratatului de la Varșovia și păstrarea aliaților. Da, da, cu... Vă dați seama de absurdul situației. Da. În ce absurd trăim. Da? Gândiți-vă că s-a făcut un institut al revoluției ca să demonstreze revoluția. Oamenii care, istoricii care au îndrăznit să arate că lucrurile nu stau așa, au fost atacați cu vehemență. Nu vă spun eu despre mine. E firească întrebarea, mai reprezintă interesele societății statul ăsta, statul român? Domnul Șerban, eu am scris acum câțiva ani, în 2018-2019, în evenimentul zilei, o serie de articole despre unirea din 1918, dar și despre problemele actuale ale statului român. Noi, românii, toți românii, trebuia să facem un anumit lucru în 1990, după eveniment. În momentul în care s-a schimbat regimul comunist și a venit nou regim reformist, spuneți cum doriți, regimul Iliescu. Noi trebuia să facem un lucru obligatoriu atunci. Trebuia să facem un act juridic. Un act juridic și anume să facem referendum național. Referendumul național este o expresie care aparține istoriei și totodată dreptului. Nu este o vorbă oarecare. El se referă la voința națională, adică voința națiunii, a unei majorități a ei, că nu o să fie niciodată unanimitate în democrație. O majoritate a ei care se pronunță asupra formei de stat, asupra formei de guvernare. Deci noi atunci trebuia să facem referendumul care să fie pregătit câteva luni de zile în care să existe posibilitatea de a se face propagandă, de a se face dezbatere, de a se face tot ce vrei. Iertați-mă că vă întrerup. Vreau să vă spun din experiență privată.
Pentru că eu în 89, în decembrie, am fost în TVR, ca civil, care am fost înarmat contrar, mă rog, procedurilor juridice de la vremea respectivă și și mai ilicit, am fost dezarmați. Toți civilii care am fost în TVR, am fost vânați de oamenii lui Iliescu și vă spun cu mâna pe suflet, nu vă mint, 90% din acei civili am emigrat pentru că am știut că suntem vânați. Așa am plecat și eu din țară. Cine să fi făcut acest referendum, domnule Stoinescu? Juriștii care sunt buni. Noi avem o problemă, una dintre marele noastre probleme este situația justiției. Asta e un subiect. O justiție care trece de la condamnările alea de pe timpul lui Ceaușescu, știm de ce trece invers. La genocid, la toate prostiile alea care, pe care le-a făcut justiția atunci. Da. Și cu 30.000 de victime și politice, cu 60.000 sau 60.000, da. Condamnările politice, procese politice și tot ce s-a făcut în perioada aia. Faptul că există o sentință dată în procesul de la Timișoara, o sentință dată împotriva unei instituții, e că vinovat este instituția armatei. Da. Înțelegeți? Și a plătit daune. Armata, adică statul. Da. Astea sunt lucruri grave care s-au petrecut. Dar păi profesorul Ioan Roșca de la Piatra Neamț are două platforme, bănuiesc că le cunoașteți, Piața Universității și Procesul Comunismului, în care pune probe irefutabile. Și pe cine interesează? Pe câțiva, ca dumneavoastră, ca mine. Revin. Deci, juriștii, mă, măcar atâta să fi făcut, să se fi dus la domnul Iliescu, să se fi spus, domnul Iliescu, ce trebuie să faceți dumneavoastră? Înainte de Constituție și de referendum pentru Constituție, dumneavoastră trebuie să faceți referendum național. Referendum național înseamnă ca poporul ăsta, națiunea asta de fapt, nu numai poporul român, toată națiunea. Societatea, da. Să se pronunțe asupra formei sale de organizare după o perioadă de tot. Corect. Sistem, că n-a fost numai regim comunist, a fost și sistem comunist. Două lucruri. După, la o schimbare de sistem, se face așa ceva. Mm-hmm. Și acolo ei trebuie să pronunțe. Dom'le, ce formă de organizare a statului român vrem noi? Vrem stat național unitar sau vrem stat federativ? Iată, prima întrebare. Da. Da, și atunci împărțim provincii, dacă vor, poporul român vrea federativ, împarte provinciile în state și așa mai departe. Cum e Germania federală. Și cum a fost în perioada medievală, țara Crișurilor, țara Maramureșului. Dacă poporul român vrea acest lucru, se face acest lucru. Dacă poporul român vrea stat național unitar, apoi nu mai discuți. Corect. Da? Deci stat național să aplică regulile dreptului civil, pentru că sunt niște elemente de drept aici, nu ce spun istoricii sau politologii sau vorbitorii de la televizor. Sunt niște chestiuni elementare de drept. Există statul național unitar. Acest stat național unitar, cum e Franța, cu Italia, are o anumită configurație. E centralizat, are anumite forme de guvernare și așa mai departe. Da. Vii după aia și pui a doua întrebare. Dom'le, ce fel de stat vrei? Monarhie constituțională sau republică parlamentară? Da. Sau republică prezidențială? Deci îl pui pe cetățeanul român să decidă. Da. Ce fel de stat vrea? Monarhie constituțională, republică parlamentară sau republică prezidențială? Deci și momentul ăla, din asta de gajă și Constituția și legile organice și forma de organizare... Păi țineți, dumneavoastră, țineți minte că la un moment dat, dacă nu mă înșel, chiar în ziua de Crăciun sau înainte cu o zi, a făcut o afirmație care după aia a trebuit reparată și n-a fost reparată juridic, ci a fost reparată cu povestea de la Târgu Mureș. Toate structurile de putere ale lui Ceaușescu au căzut. Asta însemna pur și simplu... Ale clanului Ceaușescu, da. Așa, da. Care de fapt n-avea nicio funcție juridică. Nu exista clanul Ceaușescu. Bineînțeles. Exista statul român cu instituții. Da. Deci n-avea efectiv. E una dintre formulările
nejuridice din documentele alea de atunci. Da, da, cu consecințe juridice. Sigur, cu consecințe după aia. Da. E, și după aia, deci în momentul în care făceam lucrurile astea, noi nu mai aveam problemele pe care am avut, de exemplu. Și care le avem? Un exemplu. În continuare, în 2012, criza politică din 2012, cu suspendările lui Băsescu, cu tot ce s-a întâmplat, când România a fost an de zile condusă de Curtea Constituțională și prin ordonanțe de urgență. Da. Deci noi parlament n-am avut, n-a funcționat, noi guvern n-am avut, n-a funcționat. Și perioada, perioada despre care domnul Șerbănescu, Ilie Șerbănescu, pe care l-am avut cu două săptămâni în urmă, spunea că de fapt au fost 10 ani când România nu era a nimănui. Da, nu era guvernată. Da. Deci a fost condusă efectiv, practic, autoritățile române erau doar două. Curtea Constituțională și Iliescu. Băsescu, și, pardon. Nu era Iliescu. Da, Băsescu. Deci Curtea Constituțională și ordonanțe de urgență. Urgență, da. S-a guvernat prin ordonanțe de urgență, nu prin legile parlamentului. Da. Deci nu prin hotărâri de guvern, deci s-a guvernat pur și simplu prin ordonanțe de urgență. Și referendumul care a trecut cu succes a fost băgat la buzunarul de la spate, ca să nu zic mai așa. Spun. Plus prostia aia, că a fost, am și scris un articol, dar în sfârșit, cine se uită la mine, la dumneavoastră, la oamenii serioși pe care interesează țara asta și vor o soluție rațională, nu prostii, nu invent. Deci, domnule, România nu este definită ca sistem politic. Este o combinație de democrație, este o formă de guvernare, sunt tot felul de aspecte incerte. Spunea domnul Hristoiu și avea mare dreptate la un moment dat că România va fi cu adevărat stat democratic doar în momentul în care va introduce proceduri. Da? Deci să petrece un incident grav, un incendiu la colectiv și trebuie să intervină poliție, și nu știu cum, pompieri, medici, paramedici și așa mai departe. Habar n-au ce să fac. Da. În Occident, în democrațiile serioase, toate aceste organisme au proceduri până la cel mai mic detaliu. Vă dau, mi-am auzit aminte de unul din mari economiști români, Costin Murgescu, care scriind despre Japonia, a stat vreo 6 luni acolo, găzduit de ambasadă și într-o zi autoritățile orașului Tokyo au venit și au notificat ambasada că timp de 3 zile strada respectivă va intra în lucrări și nu se va putea intra, nu se va putea ieși cu mașini decât perpedeți. Și, mă rog, i-a rugat pe oficialii români să ia la cunoștință. A ieșit șoferul a doua zi dimineața, a văzut că nu-i nicio mișcare, bang, și a ieșit cu mașină. Când să se întoarcă în ambasadă, strada era blocată cu o groază de oameni care știau ce au de făcut și s-au dus așa cu miloaga, nu ne lăsați, păi ați fost avertizați că trebuie să... Da. Noi așa funcționăm, pe obiceiuri balcanice. Și... Din păcate, nu sunt balcanice, din păcate este un tip de improvizație care urcă până sus la întrebarea, deocamdată doar întrebarea, dacă nu suntem un stat improvizat, e ceea ce spunea domnul Șerbănescu, de fapt. Da. Deci, și spuneam mai devreme, aminteam, din dreptul francez și dreptul constituțional francez, care a răspândit aceste două idei întreaga lume, și anume, cele două elemente fundamentale ale unui stat și a unei națiuni. Solidaritatea națională și solidaritatea socială. Corect. În Constituția noastră e o formulare aluzivă la așa ceva, că România ar fi stat social. Dar dacă întreb pe cineva, dom'le, ce înțelegi prin stat social? Da? Nu o să știe să spună. Păi dacă există asta în Constituție, pot fi traduși în instanță toți instigatorii de la Iohannis și terminând cu... Deci,
solidaritate. Există în dreptul francez, dreptul constituțional francez, foarte bine definite aceste lucruri, care ar trebui să funcționeze și la noi. Domnule, păi de asta n-auzim de la Macron sau de la oricare altul atacuri la adresa populației. Da, deci ca la noi. Zice, spune constituționalismul francez, spune foarte clar, solidaritatea națională, ea chiar are un titlu mai lung, solidaritate națională și teritorială. Francez. Fiind vorba și de teritoriile de peste mări. Da. Dar este, du-te acum în Franța și încearcă să faci o regiune separată sau nu știu ce autonomie locală, așa, că te face praf. Cu articolul 2 din Constituție. Au rămas alea clasice, Corsica. Da. De ce, apropo, de ce corsicanii zic că ei sunt corsicani și nu sunt francezi în lumina acestor informații care ni le-a spus? Da, e o chestie care vine din antichitate, sigur, sunt și elemente legate de felul în care a venit Corsica la Franța. Da. Pe deosebire de provinciile noastre istorice, Corsica nu făcuse parte din o Franță de început. Și nu asta e problema. Acolo, dar cum să spun, statul, națiunea, reprezentanții națiunii hotărăsc câtă autonomie e în Corsica. Sau statul, parlamentul, națiunea spaniolă hotărăște de Barcelona, cât autonomie Catalunia, este în Catalunia. Da, corect. Da, ai încălcat treaba asta, faci pușcărie cum s-a întâmplat cu toată mișcarea aia, clar. Da. Și cu Uniunea Europeană care s-a declarat solidară cu statul. Da. Încerc să explic în cărțile mele, de mai multe ori, cu speranța că oamenii citesc și înțeleg, că al doilea război mondial ne-a lăsat câteva moșteniri grele. Și vă rog să reflectați asupra acestei moșteniri grele care este analizată, de exemplu, nu vă vine să credeți cine analizează această moștenire cel mai mult. Serviciul de informații britanice și cele franceze analizează problema asta. Pentru că au descoperit că este o chestiune istorică nelămurită, lăsată ambiguă de la al doilea război mondial. Și anume, lupta de partizani. Lupta de partizani astăzi, dacă te duci în Statele Unite și spui așa ceva, e trecută la capitolul terorism. Dar după al doilea război mondial a fost declarată luptă de eliberare. După care a fost preluată de toate organizațiile teroriste din Orientul Apropiat ca luptă de eliberare. Da? Din Kurdistan, din Indonezia, din diferite locuri. Și sunt unele locuri unde acțiunile de tip terorist integrate lupte de liberare au reușit. Da? Africa de Sud. Și au devenit, deși au fost acțiuni clare de terorist, de acțiuni teroriste, acțiuni de sabotaj și așa mai departe. Să fie oare acesta motivul pentru că eu l-am cunoscut pe ultimul mare vultur, să zic așa, de pe drapelul partizanilor, pe domnul Vatamaniuc, Gavril Vatamaniuc, care vreau să vă spun că a trăit într-o sărăcie lucie, sărmanul de el, Dumnezeu să-l odihnească. Eu nu mă refer, fac precizare, eu nu mă refer la rezistența de munți, de fenomenul de la noi. Care nu a avut legătură cu partidul. Se spunea partizan, le spuneau comuniști, le spuneau partid. Dar aia a fost un fenomen cu totul aparte, pe care îl voi explica. Deci nu la asta vă refereați dumneavoastră. Nu la asta mă refer. Înțeleg. Mișcările din ale curzilor, de exemplu. Așa. Da? Pe care turcii l-au tratat ca acțiuni teroriste. Deci să înțelegem atunci că de după al doilea război mondial, din anii 60. Am de înțeles. Decolonizare. Da. Mișcările de decolonizare. Deși au fost străbătute la un capăt altul de acțiuni criminale care astăzi sunt încadrate fenomenului terorii. Au fost declarate în luptă de eliberare. Da. Și
Păi ce să, ce să vă spun, domn profesor, noi sunteți un profesor, evident, nu e lămurită, cel puțin pentru partea aceasta, adică mă refer, e un instinct de apărare. Noi românii suntem acuzați că suntem așa și pe dincolo, dar nimeni nu vorbește bună oară despre Leopold al II-lea al Belgiei și despre crimele făcute de ei, adică de el, mă rog, da, de regimul lui. Asta să vedeți, alea britanice, păi da. Numai că am vorbit de Africa de Sud. Da. La noi nu sunt cunoscute. Da. Primul lagăr de concentrare, lagăr de exterminare, este din, primul lagăr din lume de exterminare. Aole. Este făcut de britanici în Africa de Sud. Wow. Uh-huh. Da, deci, chiar nu știam. Cu Lord Kitchener, dar n-ați auzit, dar sunt niște lucruri. Execuția, ce a făcut Napoleon când a părăsit Egiptul, că a lăsat 3.000 de oameni, i-a masacrat ca să nu fie luat prizonier. Deci sunt multe crime făcute așa. Dar eu mă refeream la mișcările de liberare de după al doilea război mondial, care au apelat, să zicem, la acțiuni teroriste. Da? Și unele dintre ele au reușit. Uitați-vă, nu știu în ce măsură ați studiat, Kosovo. Păi acolo era o organizație teror, acum e declarată teroristă. Da. Deci e o organizație teroristă care a incitat și a făcut toate crimele respective, iar NATO a intervenit și a bombardat pe sârbi pentru crimele de război. Da, da, da. Și ei s-au declarat organizație de liberare a Kosovo. De luptă de liberare. Înțelegeți? Deci sunt niște lucruri de genul ăsta care n-au fost lămurite. Ele le-am găsit studiate foarte bine, aprofundate în documentele Serviciului de Informații Britanice și francez, care lucrul ăsta că ei trebuie să definească foarte bine terorism. Da? Și au avut cazuri, Franța mai ales, a avut cazuri de luptători de, pentru eliberarea Algeriei sau a unor colonii care au fost aduși în Franța și asasinați în anii 60. Deci, păi, serviciul de informații... Au fost evenimente și la Europa Liberă în acei ani. Sigur. Șacalul. Exact. Și de asta vă spun. Există o serie întreagă de moșteniri pe care le avem de la al doilea război mondial. Vă mai dau un exemplu care a fost îndelung, ani de zile, analizat la ONU. Și anume conceptul de bombardament strategic. Oh. Pe care, da, conceptul de bombardament strategic. Da. Bombardarea cu grafit a rețelelor electrice din Iugoslavia. Așa. Deci a făcut, au pus această problemă a faptului că într-un bombardament declarat strategic, deci având această calitate, această denumire de bombardament strategic, mor foarte mulți civili și se produc distrugeri de imobile și de, cum a fost centrala termică din Belga. Da, da, da. Sau cum a fost în Libia, că aia e o țară care a lăsat cartiere întregi fără căldură, mijlocuieri. Da. Cu copii, cu bătrâni, cu ce înseamnă. Problema mai e genocid, pur și simplu. Exact. Și organizațiile umanitare au intervenit la ONU și ani de zile au presat asupra acestui subiect al bombardamentului strategic. Și răspunsul a fost că bombardamentul strategic se deosebește de alt tip de bombardament. De exemplu, cum a făcut rușii în cazul urus Martan, satul ăla pe care l-au bombardat, l-au lichidat complet cu oameni, cu tot ce era în el. Nu știam. În Cecenia. Ah, da, 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 da. Și eu, ce a spus doctrina occidentală, în primul rând americană? Dom'le, bombardamentul strategic vizează obiective militare și strategice. Ce moare sau ce se distruge pe victima lângă... Victima colaterală. Victima colaterală. Înțelegeți? Da. Deci, și pentru asta se fac eforturi de a îmbunătăți precizia armelor și așa mai departe. Da. Deci dezbaterea asta este la ONU. Asta este iarăși o chestiune rămasă moștenirea de al doilea război mondial și nerezolvată. Da? Mi-aduc aminte când a fost...
sentința în procesul de la Nuremberg asupra amiralilor venici, amiralii, în care a venit avocatul și le-a spus judecătorilor americani, dom'le, te închide subiectul ăsta că noi aliați am făcut mai multe infracțiuni navale decât germani. E celebră poveste. Vreau să vă întreb un istoric, ne apropiem către final, aș mai povesti cu dumneavoastră, dar vreau să vă întreb și cred că întrebarea are un tâlc evident sau, mă rog, vizibil. Poate influența la un anumit moment istoric real, poate influența istoricul, nu zic omul politic, dar cel puțin juristul, adică justiția? Da, acest subiect, da, eu cunosc bine subiectul, pentru că l-am studiat în Franța. Deci în Franța a fost o dezbatere pe acest subiect în două situații. Nu știu dacă știi. Nu știu, probabil. Dar Adunarea Națională a Franței a făcut o sesiune specială despre asasinatul politic. Cum se încadrează juridic și ce legislație trebuie să adopte Franța în privința asasinatului politic. În acea dezbatere a Parlamentului a fost declarată moartea lui Nicolae Ceaușescu oficial ca fiind un asasinat politic. Repet, în Parlamentul francez este lege. În dezbaterea... Material didactic. În raportul Comisiei de Drept din Parlamentul Franței s-a precizat clar cazul Ceaușescu, omorârea lui Ceaușescu la Târgu Jiu. Și este declarat asasinat politic. Deci nu proces, nu execuție, nu asasinat politic. Clar, oficial în Franța asta este... moartea lui Ceaușescu. Punctul 1. Punctul 2. A existat un proces Papon, nu știu dacă știți, un proces a unui torționar, a unui criminal de război împotriva evreilor. Maurice Papon, dacă nu mă înșel. Și în acest proces, la început, la pledoarii, au început să fie aduși martori evrei care povesteau ce s-a întâmplat. Apoi au fost aduși ca martori istorici, care au spus, iată ce s-a întâmplat, și procesul s-a oprit. Pe ideea că depoziția unui istoric nu are valoare de mărturie judiciară. Deci nu e probă judiciară mărturia, declarația unei istorie. Care prezintă contextul, situația și așa mai departe. Deci, mărturia unui istoric care să influențeze justiția, adică să fie un martor. Dom'le, uite ce s-a întâmplat, vă prezint date istorice, profesioniste, nu povești. Așa? Nu a fost admisă în instanță. În schimb, francezii au făcut ceva mult mai interesant. Au spus așa, mărturia istoricului, cărțile lui, unde se referă la istoricul profesionist. Deci tot ce înseamnă informațiile aduse de un istoric despre un eveniment istoric și așa mai departe. Informații profesioniste, nu povești. Academicieni, că s-au prezentat în instanță academicieni, profesor universitar, nu mei ca nimeni care îi vedeți pe la televizor la noi. Da. Deci, mărturia lor este valabilă doar în instrucția, partea de instrucție judiciară. Deci doar în fața procurorului. Deci nu trebuie să te duci cu ea în instanță, în fața judecătorului, trebuie să te duci la procuror, să prezinți acolo toate probele, mărturiile, documentele și tot ce ai. Și procurorul decide dacă ține cont, dacă invocă sau nu în acțiunea, în pledoaria și în acțiunea judiciară, mărturia istorică. La noi, de exemplu,
treaba asta s-a aplicat, că este, a devenit o regulă europeană. La noi acest principiu s-a aplicat tocmai în dosarul Revoluției. Au fost chemați istorici, am fost chemat și eu. Și m-au întrebat, domnul Stoiescu, sunteți autorul următorilor cărți? Da. Uite ce susțineți dumneavoastră în carte. Aveți probe? I-am prezentat probe, i-am prezentat. Deci eu am fost chemat. Și alți istorici la Comisia chemat. Voinea sau? Nu, la parchetul militar. Ah, am înțeles. Deci parchetul, potrivit acestei reguli care acum funcționează în Uniunea Europeană, are dreptul să apeleze și la istorici. Da. Și ăștia se prezintă, dom'le, ai făcut dumneata aici o afirmație, ai probă? Da, dom'le, poftim proba. Sau nu, dom'le, am auzit. La revedere. Înțelegeți? Deci, procuratura, parchetul, este cel... Și asta vă spun, că această situație a fost determinată de cazul Papon din Franța, unde s-a întâmplat treaba asta. Și unde s-a hotărât prin lege, a dat o lege, că istoricii pot fi consultați, audiați, în timpul instrucției judiciare. Deci în cercetările făcute de parchet, nu în proces. Deci degeaba mă duc eu la procesul, la dosarul Revoluției. Acum să spun eu ce am descoperit și că nu are nicio valoare. Valoarea are ce a citit sau ce a găsit ca document sau ca informație istorică în cărțile mele sau în cărțile celorlalți istorici parchet. Și felul ăsta v-am rost. Am înțeles. Înainte a vă ruga să închideți emisiunea, că vorbim de câtva timp, mi-a făcut foarte mare plăcere, sper, și ascultătorilor. Am făcut. Vreau să citez un pasaj din un articol care se numește Ce demonstrează discriminarea foștilor regionari, publicat de ziarul Certitudinea în ultimul număr, 84. Citez, legionarii au avut doi dușmani, comuniștii și evreii, pe care au considerat de altfel într-o alianță indisolubilă. A lovi acum în umbrele lor pentru antisemitism înseamnă automat inevitabil a face jocul de acoperire a crimelor comuniștilor. Cei cărora nu le place consecința, concluzia trebuie să o evite. Semnat Ioan Roșca, 17 martie 2021. Îmi cere tare că revin la acest subiect, dar consider că aceste atacuri continuate de câțiva ani, aș face o observație, parcă, nu în sensul de a-l exonera de greșelile care le-a făcut. Dar parcă pe vremea lui Băsescu nu era această ofensivă așa la adresa societății noastre că suntem antisemiți. Da, vă răspund în felul următor. În primul rând, să lămurim subiectul de istorie. Mișcarea legionară, care are o istorie ei și care, din păcate, aici aveți dreptate, a fost evitată de istoricii români. Și de academie și de universități. Și în mare măsură de marile școli de istorie, Iași, Cluj, București. Deci, mișcarea legionară a fost, istoria ei a fost lăsată pe seama a tot felul de propagandiști, de doctrinar și așa, de ce ori mai fi ei. Nu pe seama istoricilor. Iar aici este o greșeală a istoriografiei române, că n-a avut curajul să abordeze pe baza istoriografiei, adică pe baza principiilor de care vorbeam mai devreme, a criteriilor, principiilor, metodologiei istorice. Dom'le, să iau, nu există subiect de istorie sau nu poate fi analizat, interpretat profesionist de un istoric profesor. Nu există subiect. Ori ei au tot evitat subiectul ăsta. Doi, mișcarea legionară a avut o doctrină. Nu a fost o acțiune așa a câtorva conducători. Nu, mișcarea a avut o doctrină, a avut o anumită popularitate, iar doctrina ei a fost fundamental antisemită. Ea a conținut și elemente istorice, unele autentice, a conținut și exagerări și... mai ales în perioada Horia Simă. Da. Și
scap acum cuvântul, dar prejudecăți, așa. Tot felul de prejudecăți, tot felul de proiecții care v-am spus, în mare în parte veneau din Occident. Uh-huh. Mai întâi au venit din Franța, apoi cât în perioada interbelică din Germania. Scuzați-mă, putem spune că Legiunea Arhanghelului Mihai ar fi de influență străină? Doctrina. Uh-huh. Doctrina sângelui și toate lucrurile pe care au promovat fuseseră lansate în Germania. Și i-a urmat acest curent. Uh-huh. E important ce spuneți acum. Așa, a conținut această doctrină antisemită, a conținut foarte multe informații false și exagerate. Așa. Pentru că ea se sprijinea pe o temă esențială. Deci esența doctrinei antisemite a legionarilor era că evreii conduc România din umbră și pe politicieni și economia românească toată, așa, și doi, că ei o conduc spre comunism. Asta era teza lor. Uh-huh. Ori, aici sunt niște lucruri care țin de absurd. Erau acuzați tot felul de bancheri, de oameni de afaceri, deci cei care se presupune că dominau economia românească sau o conduceau din umbră, așa, ca să aducă comunismul, care primul lucru care a făcut, le-a luat toate averile și i-a făcut, i-a băgat în pușcării. Deci, un aspect istoric care, repet, e complicat, necesită multe analize. Nu e așa simplu cu mișcarea asta legionară. Toată care venea din trecut nu este născută așa, că a născut-o Codreanu la Văcărești peste noapte. Așa. Deci a format o opinie, o stare. Da. După care am avut și câteva luni, două luni de zile am avut stat național legionar. Deci a fost și politică de stat timp de două luni de zile. Mm-hmm. Da. Pe care, sigur, Antonescu a lichitat-o și... deci ăsta este un aspect care trebuie bineînțeles. În al doilea rând, mișcarea legionară... Și propagat ca să fie înțeles. Da. Mișcarea legionară este un fenomen istoric depășit. Deci a vorbi astăzi despre mișcarea legionară și legionarii Ixulescu și Grechescu sau mai știu cine legionar și așa mai departe, este aberat. Mișcarea legionară a fost un fenomen istoric, s-a produs, este analizat de istorici, așa, și lămurit, cu bune, cu rele, asta este. O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară.